Ascultați-mă, surori, pe mine, și voi, frații mei, ce v-ați sfătit. Spune-ți, domnule. Ia-și, maestre, cum a fost? A fost foarte frumos, am avut emoții și am în continuare, în primul rând că... În primul rând, emoțiile sunt pentru că nu mi-a venit să cred că l-am văzut pe Pavel și pe Smiley în față, în realitate, și juriul. Și în al doilea rând că am la 4 de da, nu vine să cred. Dar să știi că îi meritai. Să știi că de aici din spate când ai început să cânti, pe cuvântul meu, dacă nu, aveam senzația o secundă că a venit să cânte Fuego. Mi-a spus și doamna Andra când a închis ochii, a presimțit că e Fuego. Și Fuego are voce, să știi. Adică știi, un artist, wow. Andra ți-a făcut un compliment prețios. Mulțumesc frumos, să ne vedem în semifinale și acolo am o melodie mai specială. Nu vreau să spun că încă e de vreme.